Cine și în toată țara avem 11:47 invitata ediției în interpreta omul de radio, un om extraordinar, Nata Boboc. Cum începe dimineața la Nata? Foarte matinală. Asta e ora 4? Da, 4 jumătate sunt la serviciu deja. 6 ore. 6, maximum 7, dacă îmi reușește. Dacă de pe jos seara aranjez toate lucrurile și copiii în pat. De pe la 4 la radio? Da. Pentru a registra ceva sau... Da, știrile. Da, registrile. Că apoi se fug la altă activitate și se reușesc toate. Da, un om, tu. Un om știi tu ce ne spune. Da, te înțeleg. Și bine că poți. Ai o agenda? Îți scrii în general? Agenda este aici. Deci nu se notezi pe hârtiuță, știi că uneori foarte rar, dar slava Domnului că memorie și vârsta mai permite să mai țin în cap ce am de făcut. Ce zodie ești tu? Balanță. Încerc să echilibrez. Ești un echilibru emoțional din toate unghiurile de vedere. Silvica, uite, de la regie, tu spune că toate se balanțează. Balanță, salutări tuturor balanțelor! Noi ne bucurăm și un taur de două balanțe, dar eu chiar sunt la ecuator. Îmi place, este bine, avem o discuție frumoasă. În general, cum a început anul pentru tine? A început un an frumos, ai lansat piesa asta, ce urmează? Și în general, cum se împacă munca ta asiduă de radio și creația? Îți dai seama că de multe ori când ești implicat în proiecte, uneori mai uiți de repertoriul propriu tău până când reușești și îți iese. Care e secretul? Tu știi foarte bine secretul, cred că, da. Mișcarea permanentă, da, dar și într-adevăr dorința de a face pe această lume ceva, lucruri frumoase și dacă discutăm despre muzică, televiziunea, radio, practic este comunicare cu oamenii. Prin text, prin linie melodică, prin voce, dar oricum toată informația care vrea să ajungă, ea ajunge, doar prin diferite modalități. Asta este important. Mesajul tău, din suflet, să ajungă la cei care ne ascultă, ne privesc, nu? Da, bă, eu nu mai am ce să spun. Gata, închidem. Eu doar acrez ceea ce spui tu, adică și încuvințez momentele astea. Bun, eu mă bucur tare mult că ai fost pe la noi în vizită. Și succes în campania de promovare. Am văzut că ești pe la emisiuni, pe la radio, televiziune. Mulțumim că ai fost la postul public, la Radio Moldova. Mersi cu mare drag, mersi pentru invitație. Noi ca nimeni, știi vorba aia, cu toată modestia, noi ca nimeni. Mulțumim tare mult când îl pune pe final, ascultăm matinal. Dacă tot am pomenit că ești o ființă matinală. Te mai așteptam un ospeție, Nata. Cu mare drag, vin cu noutăți. O să urmărim. Cum te găsești lumea pe Facebook? Anunță. Da, se poate. Nata Boboc, simplu. Administrezi tu pagina. Da, sigur. Nata Boboc pe final de discuție, piesa matinală, revenim imediat cu o ultimă intervenție în această ediție. Rămâneți aproape! Vă pup!